Primăria municipiului Deva a depus ieri 18 proiecte care vizează renovarea energetică moderată și aprofundată a 12 blocuri și 6 clădiri publice, în valoare totală de aproximativ 15 milioane de euro, finanțarea fiind asigurată din PNRR. Consiliul Județean Hunedoara a aprobat abia ieri depunerea unui număr de 14 proiecte noi, tot pe PNRR, pentru creșterea eficienței energetice și reabilitarea și modernizarea a 6 unități sanitare și a 8 clădiri administrative și de cultură, printre care și Palatul Administrativ, aflat actualmente în paragină.